Bună seara și bine ați venit la propunerea cu probleme de evacuare la gimnazie. Tema pentru asta. Tema pentru acasă. Suntem la capitolul care la paralelă cu plan. Asta. Dreapta paralelă cu plan, da? Da. Problema 2. De la 134. 134. Să vedem. Ipoteză, în triunghiul ABC. Deci ipoteză. Triunghiul ABC. Are latura ABC inclusă în planul alfa. Avem AB inclus într-un plan alfa. BC inclus în alfa și A nu este inclus în alfa. Aha. Deci BC inclus în alfa, iar A nu este inclus în alfa. BG. Sau nu aparține, fără că o pun, da, nu aparține. Nu aparține. A, nu aparține. BC, segment închis. BC? Da. La BC, acolo. Da, corect. Se știe că AB egal cu 6 cm. AB egal cu 6 cm. AC egal cu 18 cm. 18 cm. Iar puncte E și F sunt situate pe laturile AB și AC. E. Aparține lui AB. Da. E fapt aparținem lui AC, astfel încât AE este egal cu 2 cm. AE. 2 cm. AF 6. Și AF? 6 cm. 6 cm. În concluzie, să justificați că e F paralelă cu planul alfa. E F paralelă cu alfa. Asta este povestea noastră. Ia să vedem cum gândim. Deci o să facem în plan alfa, așa construit-o. Planul alfa. În planul alfa să punem pe BC, dreapta BC. Iar au în exterior, da? AB este de 6 cm. Deci AB 6 și AC de 18. Păi o să fac cam așa. O să fie asta mai lungă. Deci să zicem aici AO. Asta e CO. Zicem 18. Și asta este de BD. 6. Ideea ar fi să spunem aici de 3 ore asta, ca da, să corespunde realității. De 3 ore, 6, 18. Prosperarea la picioare de 20, nu? Care? Nu, nici vorba. Uite, fac așa în mână, ca să fie cumva aproape de adevăr. Deci, o duc pe asta, cam așa, mai deschisă, da? Uite, așa o duc. Și atunci, AC, așa, aici să fie AU și AC aproximativ de 3 ori. Să ne închipui, da? Uitați așa, ca de 3 ori, să zicem. Așa. A, B, C și e pe AB. Eu aparțin lui AB, încât AE să fie de 2 cm. Adică pe asta mă bat în câte? În 3. Și iau... Era de 6, corect. Era de 6. Și aici este punctul E. Eu. Iar AF, F-ul de AC, dar e de 6 cm. Deci la P. Aici, da? Da. F. Bun. Și să arătăm că ce e F paralel cu alfa. E F paralel cu alfa. Care e paralel cu BC. Exact. Dacă e paralel cu dreapta din plan, totul e rezolvat. Păi e A, E supra E, B, egal cu AF supra FC.
Sunt triunghiul ăsta se avea. Conform reciprocii lui Thales. Da. Da. A e pe e B egal cu A F pe F C și atunci reciprocul Thales ne asigur că E F e paralelă cu DC. Și DC e inclus în plan, deci E E e paralelă cu planul simplu. Asta e simplu. Da. Da? Deci e pe demonstrație. Deci cum spune? Demonstrație. Fiindcă A e egal cu 2 cm, iar AB, AB e egal cu 6 cm, rezultă că pot lăsa așa, AB de 6 cm, de asemenea AF, știu că AF e egal cu 6 cm, iar AC toată, AC, e egal cu 18 cm. Rezultă de aici că pot scrie raport A e pe AB, A e supra AB, egal cu AF, totul supra AC. E, AC. A, sau nu supra AC. E bine. Da, A, pe toate am spus-o. A, da, un fel de interior fundamental asemănări acum. Am părăsit pe reciprocală Thales, ci am zis asta de aici, de fapt eu de la Thales derivată din ea. Partea de sus supra toată partea, egal cu partea de sus supra toată partea și egal cu, dacă vreți să ordina, egal cu BC supra EF. Până acolo se merge. Da. Pentru că triunghiul A e EF, cu ABC sunt triunghiuri cum sunt? Asemenea. Asemenea. Triunghiuri asemenea. Și egal cu 1 pe 3. Și atunci egal aici cu 1 pe 3. Echivalent, poate spune, hai să scriem așa, A e 2 pe 6, egal cu 6 pe 18, și egal cu 1 pe 3. Da? Egal cu 1 pe 3. Și atunci rezultă de aici că EF EF e paralelă cu DC. Și de sub DC e inclus în planul alfa, acolat de cele două. Atenție, redactăm așa, da? E foarte clar pentru... Am spus-o de mai multe ori. Esențial este, odată ideea avută, să o redactăm ca să fie pe hârtiuța până când profesorul să vadă să minunez, să minunează de redactare. Așa, da. Ei, este paralelul alfa. Terminat problema. Da, deci asta a fost problema 13. O altă problemă. Problema 17. Ia să începem cu asta. Începeam să vedem de care a dat ca să... Paralelogramului ABCD. Deci avem planul. Deci nimic vorbesc. Avem A, B, C, D. Paralelogram. Și în exterior planul paralelogram. No. Da. Și în exterior, el nu aparține lui ABCD. A, B, C, D. Punem paranteză ca să punctăm de plan. Mă dăm cu E, mijlocul segmentului AM. A, E. Deci A, ea aparține lui A, E, dar nu oricum. Așa încât A, E, să fie egal cu E, mă, nu? În concluzie, demonstrați că CM, CM, paralel cu planul D, E, D. Paralel cu planul D, E, D. Și pe mi. Dacă în plus MC este egal cu BD, dacă MC este egal cu BD, arătați că B e perpendiculară pe DE. B e perpendiculară pe DE.
Pe D-ie, nu? Da. B-ie pe D-ie. Vedem. Deci o să desenăm un paralelogram. Dacă ai fost dreptunghi, tot sub formă de paralelogram ar fi făcut, nu? Miruna, ca să creeze imaginea de spațiu. Aici știm acum, în coliție, că avem paralelogram. Dacă e vorba de paralelogram, ce poți să spui Adi, la paralelogram? Cum sunt? Ce noutăți? Diagonale se înjumătățesc. Diagonale se înjumătățesc, apoi că... Încă mai multe lucruri trebuie să spui. Unghiile tărate sunt suplimentare la câte două. Așa. Unghiile opuse ce sunt congruente. Hai, laturile opuse. Laturile opuse sunt paralele la câte două. Da. Chiar asta e definiția. Diagonale, da, nu există. Și laturile opuse sunt și congruente două câte două. Nu? Asta ca proprietăți. Deci avem toate aceste lucruri clare. Așa. Deci, când am zis paralelogram, am avut în vedere chestiunea asta. Bun. Haideți să vedem concret cum gândim aici. Deci o să luăm un paralelogram, fiindcă vrem reprezentarea în spațiu așa rămâne, nu? A, B, C, D, paralelogramul. Și un punctul E nesituat în plan, E, facem piramida în final. Da? E, M, C, E, M, B. Și dacă puneam M sub AB, gen... Sub AB, dar erau parcă de jos în sus. Da, și nu prea se face așa, mamă. Deci nu face lucruri. Ce, măi? Da. Ia să vedem, măi. Da. Avem cu ei pe AIM. Pe AIM și nu oricum la mijloc. Deci eu este la mijloc. Așa. Și cam atât, nu? În ipoteză. Și trebuie să arătăm că ce măi paralel cu DEB. CM, CM cu D, cu planul D, E, nu vreau îmi place mie ce este aici. D, E, B, CM. Știți ce? O să fac, o schimb pe C cu A. Aici să fie C și aici să fie A. A, B, C, D, da? Și E, e pe mijlocul lui E. Pe am la mijloc. Și acum pare acum D, E, B, planul mai e clar. Da? Apare planul D, E, B. Și noi trebuie să arătăm că ce A, E... Nu, ce mă? Ce mă, ce mă. Ce mă asta e paralelă cu planul D, E, B. Ce mă e paralelă cu planul D, E, B. Așa. Idei pe care vrem să le valorificăm, să vedem ce idei ne vin. Planul de EB e clar pentru toată lumea, nu? Trei puncte de coplanare. Trei puncte în spațiu determină un unic plan. Când nu apar cu forță. Ce tot mai ne gândești tu? Ce o fi făcut? Deci ce știu acolo? D, E, B. E câte să mătrăm că mă pare că e B. Deci trebuie să demonstrăm că
e B. Dacă asta îți propui, nu știu ce măsură o să reușești. Pentru că e B și cu câmă, am sentimentul că nu sunt comparare. E B și cu câmă, nu poate fi comparare. Cred că așa, una plângă alta, știi? Paralelismul te obligă să mergi la coplanaritate. Ducem pe D un segment. Din E. Din E? Ducem, dar cum? Paralel cu câmă. Câmă. Ar fi fain de tot, dar cum să-l duc eu paralel cu câmă? Unde se iau pe punctul acela? Dacă m-ați ajuta voi acolo, aș face o treabă bună. Ai o idee bună să știi că te apropii de problemă. Dar unde să duc eu? Tot așa, punem un oblic aici. Dar trebuie să mă duci într-un plan, trebuie să mă duci într-un plan și să mă duci paralel la o dreaptă din plan. Deci să mă duci cu paralela la o dreaptă din plan. Pentru la chestia asta. Cu paralela la o dreaptă din plan. Sunet, vă rog. Aha. Deci să vă dea sunetul bine. Acum face. Este un moment disperat. De ce totuși? Sunetul. Așa. Da. Cineva urmărește. Și ne-a atenționat. Era o chestie. Da. Vă urmăresc. Așa. Tot așa de sună? Același motiv? Nu știu. Deci, Mirna, o idee bună ai. Într-adevăr, așa este. Dar cum să duc eu pe ce punct acolo încât să... Deci, ar trebui să fiu într-un plan. Și paralel la o dreaptă în planul respectiv. Așa o pot duce. Pentru puncte să vedem. Acum că nu e... Că mă ieși acela, dar care e acela? Acela care este? Eu nu înțeleg întrebarea. Întrebarea este când plec eu de aici, trebuie să fiu într-un plan. Când plec din el și duc paralela la cel cum îți trebuie ție, dar ea ar trebui să fie dusă din alt motiv. Ca tu să arăți că ce e paralelul cu planul, trebuie să arăți că e paralelul cu dreapta din plan. Nu duci tu. Și pe urmă arăți asta. Deci găsești tu din alte motive, în baza faptului că poate o gramă acolo, gândește cu foarte multă atenție. Când ducem pe... luăm mijlocul segmentului de B. Adică ducem pe ce A. A? Ce A? De acolo, la cea de-a doua. Da. Stai pe DB, într-un punct O, care e la mijloc. Ai, la mijlocul ei. Și da. S-a dus direct de O, care e la mijloc, atunci? Puteam să faci și așa, dar am vrut eu să scot în evidență că apare planul MCA. Bine. Da? Să vedem planul MCA. Și planul MCA, se intersectează cu planul bazei. După dreapta care? DB. Atenție, MCA. Da, cu ABCD. Cu ABCD. MCA, în AC. Cu AC, după dreapta AC. Deci MCA, planul MCA, gândim acum, dar facem. Planul MCA intersectează planul ABCD după dreapta AC. Da. Dar înseamnă că, ducând diagonale, punctul O este și pe DB. Da, și pe AC. Da. Fiind pe DB, e egal, DB este cu cam la PCD. Și acum apare... E o mediană. E O, apare o dreaptă care e pus în planul de EB. Din ce motiv? Că O este pe DB,
E este de E pe. În final, E O este o dreaptă, o dreaptă din plan de E pe, dar este linie mijlocie în celălalt plan. Care plan? În M, A, C. În M, A, C este linie mijlocie. La jumătate la om și la jumătate la om. Și atunci, iată pe A, M, C. Iată tot de M, C. Paralelă cu o dreaptă din planul de E, B. Eu este în planul de E, B. Deci, ce? Mă paralelă cu planul de E, mă, de E, B. Deci, aici ce am vrut să-ți comunicați? Era foarte aproape de problema. Dar nu duci tu paralela și ca să arăți fi paralelul cu planul. Da. Da? Deci tu făceai chis și pe ce? Când tu duci paralela și cum arăți că ce e mai paralelă cu o dreaptă din plan dusă de tine, dreapta aceea, nu mai ai făcut nicio afacere. Ea, E-O, trebuie să apară din alt context, din tot ce s-a dat ca informație. Nu degeaba a dat autorul paralogramul. Da? Deci vreau să înțelegem bine modul de a raționa. Paralogram de acolo este o jumătățitate. Nu degeaba te-am pus. Hai să repetăm totul despre paralogram. Tocmai diagonele s-au jumătățit, obligat să duc această diagonală, găsim pe O la mijloc, O acesta este în plan de jos, deci este și pe DM. Iată că E și O sunt în planul de EB. Da? Ea are calitatea de a fi în planul CMA, am avut în planul CMA, ei la mijloc, dat de autor, O e la mijloc, datorită diagonalei, și atunci O, E, este linie mijlocie în CMA. Deci O e paralel cu CMA, invers să spun CMA e paralel cu OE, OE este în plan de EB, deci iată ce e mai paralelă cu o dreaptă din plan, ce e mai paralelă cu planul respectiv. Ești de acord? Da. Hai să zicem. Demonstrați. Ha. Cum? Zice Matei. O, mijlocul lui A, C și D, B. Hai să zicem D, B intersectat. D, B. Nu, plecăm că A, B, C, D, paralogram. A, B, C, D. Așa te-am terminat. A, B, C, D, paralogram. Rezultă. Rezultă de aici că DB intersectează AC în punctul O. Îmi spunea formată din punctul O. Și punctul O. Stop, punctul O. Ce știi? Că diagonalele se înjumătăță. Adică ce spui, mă? Că AO egal cu AC. AO egal cu AC și D, O egal cu O, B. Egal cu O, B. Lucru foarte, foarte important pe care l-am ținut. Așa. În triunghiul, nu, E mijlocul lui A, E, cum este mijlocul lui A, E. Mai de-aia, E mijlocul, de acord. Dar, hai să punctăm că E, O, este în planul D, E, O, D, E, B. Păi zice că O, E, B, E, A, B. Așa zice, O aparține. O aparține lui DB. Nu? O aparține lui DB. E mijlocul. Și DB inclus în... DB inclus în planul DEB. DEB. Iată așa. Că și E aparține planului DEB. DEB. Adaugă și DEB-ul. Că E aparține lui DEB. Ferește complet. Tocmai cum care contribuie la... Aparține. Deci aici rezultă că OE este inclusă. Miruna. E segment inclus, nu mai spunem cât de ea aparține, că nu e un punct. E un mulțime de puncte. Da. De E inclusă în... De E, B. În D, E, B. În bazul de E, B. Bun. De E inclusă. Bun. De E. De altă parte. E, O, paralel cu ce E. Nu știu. Trebuie să spunem asta. Păi zice acum că e la mijloc. Cum e mijlocul mai e? E aparține și lui M, A.
Așa încât. Așa încât. EMA. EMA. EMA egal cu EA. EMA. Ești altul? E. EA. A. Și E aparține planului... Stop. O, de sub două, aparține și lui AC. E una intersecție, da? Da. O aparține lui AC. AC. Așa încât. Așa încât A, O egal cu AC. A, O egal cu AC. Din cele două rezultă că? Rezultă că E, O. Așa. E, O. Linie mijlocie. Linie mijlocie. Linie mijlocie. Adică între unghiul. Din mijlocie. Între unghiul dâi e bă. Nu mai. Nu mă acă. A, mă că, da? Sau? Da. Mă, acă. Mă, acă. Între unghiul acesta. Și atunci, linia mijlocie, e o, e paralelă cu... Mă că. Da? Dar numai că e o, aparține și planul... Este inclusă. Inclusă. De desubt adăugă că e o, este inclusă planul... D, E, B. D, E, B. Deci începe două rezultă. Că e o... Da. Cum? Sau, mă că, sau cum, nu? Da. Cum, mă. Cum, mă. Ce e? Paralel cu... O, cu D, E, B. Cu D, E. D, E, B, nu? Da. D, E, B. Așa vă vreau la redactație, foarte tare. Lăsați-mi tira. E clar. E clar, da? Punctul B, să vedem. B, D. A, mă, C, cu B, D, egal. Dacă mă, C, egală cu B, D. Nu prea seamănă. Ei, dar și-o trebuie. Nu mă înfrământă chiar. B, este egală cu B, D. Adăugăm că asta mâncare fie egal cu B, de atunci B e, trebuie să fie perfect, perfect de E. De B e D la dreptunghi. E pe... Dreptunghi, B e D. Deci B e D, e B, B e D, aici da? Da. Ca să fie B e, perpendicular pe D e. Deci unghiul acela trebuie să arătăm dintre unghi dreptunghi. În ideea, că avem M, C, egal cu M, D. Nu cu M, D. Cu M, D, B, cu B, D. M, C, cu B, D. Da, cu B, D. Cu o diagonală. Cu da. Amândouă. M, C, cu D, B. Deci adăugăm că M, C ar fi egală cu D, B. Adică D, B nu e egală cu ace? E paralelogram? Nu sunt concurente? Diagonale sunt concurente, știam, pentru paralelogram, nu? Da. Și? Dar nu sunt concurente. Nu sunt concurente, doar sunt concurente, atât de nou. Te filmam dreptul chiar și ele de acea lungime. Da. Deci dacă suntem într-un paralelogram, vom să simplim asta. Da. Una mai lungă și alta mai scurtă, da. Da. Și doar cu DB este egal la mâncă U. Deci cu DB. Să luăm triunghiile D, M, E cu EA, B. Mai zăbovim un pic. Tot timpul se va întâmpla că E o e paralel cu MC, nu? Da. Tot timpul. Dar acolo, la rezultatul ăsta, mai adăugăm că D, B este cât MC. D, B este cât MC. Adică, E, O ar fi jumătate din D, B. Adică pe două, sau de pe sau invers, da. Că de două ori o E, da, egal cu D, B. Dacă arătăm că măsura lui M e D plus măsura lui A e B egal cu 90, măsura lui D, M, D e M, D e M, M. Plus A e B e A, D e M, plus da. M e A. M, E, A. M, B, E, A. B, E, A. Rămâne în interior. Ea spune așa minunat, dacă în sala are și unghiul ăsta.
plus unghiul ăsta, împreună fac 90 grade, rămâne ca acela să fie de 90 grade. Dar fii atentă, Miruna, că te poți păcăli, în ce te duci tu ca să arăți asta? În... vezi că nu-ți copla în anii acolo. Spada, da, te duci în M-D-B-A, nu? În M-D-B-A. Da, avem trunchiul de... În M-D-B-A sunt coplanare și astea. M-D-B-A, da, așa. M-D și M și D și A și D-o stă în M-D-B-A. Stai, nu te grăbi. Da, mă grăbesc. Ca să fie așa, trebuie să mai asiguri o condiție de coplanalitate. Când un plan, când un plan de cine este determinat? De două drepte paralele, de o dreaptă și un punct. Două drepte paralele. Care sunt aici două drepte paralele? Eu nu am siguranța că M, D, B, A sunt coplanare. Ca să mă duci și tu pe planul ăsta. Dar un an e paralel cu D, B. Care? Un A paralel cu D, B. M, A cu D, B, nu cred. Ia așa, uite. Una așa și una așa. Mă, cu D, B, nu cred. Da, n-ai motive. Dacă ai motive să mă convingi, eu sunt de acord. Mediană cu trunchi dreptunghic e jumătate din ipotenuză. Și noi avem că OE e jumătate din ipotenuză. Asta e. Aici am vrut să te aduc. Tot am insistat. Nu uitați că am arătat la punctul A, că EO e linia mijlocie din triunghiul CMA. Linia mijlocie, OE, este jumătate din MC. Și cu MC e cât DB, adaugă autorul, atunci triunghiul DEB, MOE devine mediană și are... Ce puteam spune? Că DE este jumătate din DB, chiar jumătate din MC. Deci și din DB. Ori asta se întâmplă numai într-un triunghi de tunghi. Deci, mediana este jumătate din ipotenuză, dar jumătate din lată ipotenuză, dar jumătate triunghi este de tunghi. Dacă e dreptunghic, e totdeauna jumătate. Iar dacă arăta că e jumătate, obligi unde să fie drept. Din 90 de grade. Nu, din 90 de grade. Foarte frumoasă problema, nu? Deci de aceea trebuie să fim atenți la tot felul de lucruri. Rezultatul de la punctul A este folosit la punctul B. Da? Și autorul ne-a condus acum, prin această precizare că MC este cât de bun, ne conduce, de fapt, într-un triunghi și vrea să vadă de la noi, dacă ne mai amintim din clasa a 7-a, că mediana, ea este mediană când ești în triunghiul DEB, EO este mediană când unește vârful cu mijlocul de B, mediana devine jumătate din latura la care e dusă, nu? Și asta dacă și numai dacă triunghiul este dreptunghic în E. Tot să din vârful unghiului trebuie să întâmplă asta. Corect. Da, te-a făcut atins. Da. Deci șmecherii foarte tare. Deci, practic, încă o dată insist, ne trimite în triunghiul DEB, în care O fiind mijlocul lui DEB, din diagonale s-a intersectat. Da? O. E O devine mediană. Și E O fiind jumătate din MC la punctul A și cu MC e cât DB, înseamnă că e o mediană, e jumătate din DB. Și atunci a obligat triunghiul DEB să fie dreptunghic. Da? Păi trebuie să scriem asta din median, eu. Pe când de acolo, nu? Da. Așa, hai să zicem. Cum e o mediană de... Nu, dar hai să zicem, pregăm că, din nou, DB s-a intersectat cu aceea la punctul O. Deci, trebuie intersectează A, C, egal mulțimea formată din punctul O. Și nu oricum avem acolo. De fapt, puteam să coleg asta. Da. Ca oricum cred. Ca O. D, O. Da. N-are răspunsul da. Asta. Deci, am de așa precizat că D, O. D,
egal cu 8. Egal cu 8, B. Rezultă că în triunghiul this e B, A, O, e O, median. Dar mai corect de dacă aș spune trebuie să vă invers. În triunghiul de eu, în triunghiul, da. În triunghiul DEB, DEB, avem acolo, ce avem aici? DO egal cu OB. DO egal cu OB. Acest lucru asigură că e o mediană. Și cum de rezult ce M? Da, știm din modelul. M, C. E O este cât M cât pe 2. Da. E O, adăugăm, E O egal cu M cât supra 2 de la punctul A. Da. Iar mai spunem că E O, nu E O, M cât cât M cât egal cu D, B. Din cele trei rezultă că e O, e egal cu D, B pe 2. Da? Da. Și dacă e O mediană, e O mediană în triunghiul, desfântați, în triunghiul D, E, B, mai adăugăm așa. D, E, B. Și acolo din cele două, eu devin dacă și mai dacă, devine mediană, mediana e jumătate din latura opusă, dacă și mai dacă, unghiul, măsura unghiul D e B, măsura lui D e B, e cam cu 90 de grade. Aici rezultă cu buri, e fapt. Da, și de aici rezultă? Să buri, e perpendiculat pe D. D e pe B, sau B e perpendiculat pe D e. Da, vedeți, clar, redactarea să, cum să spun, să sare în ochi totul. Mă, s-a uitat profesorul, văd, și excelent. Așa, așa trebuie văzut. Ce spune? Spuneam și insist. Fără geometrie plană, nu vezi geometria în spațiu. Încep să o convin? Nu, s-au convins. Da. Dar convins, da. Deci, paralelogramul acolo, toate elementele. Deci, de paragraf, imediat, pe cele mici sunt toate. Te lovit de ce chestie? Mediana în triunghi, mediana nu știu, în unghiul drept, este jumătate din hipotenuză. Dacă e jumătate, atunci triunghi este dreptunghic. Da? Asta trebuie. Era foarte, foarte bine știut. Deci, ștergem tabla. Rad, așa. Rad să nu... Să trecem la următoarea. Problema 20, de la pagina 135. O să duc la 135. Stabiliți valoarea de adevăr a fiecăruia dintre propozițiile. Amin. Deci stabiliți valoarea de adevăr Amin. Dacă o dreaptă este paralelă cu un plan, atunci ea este paralelă cu orice dreaptă inclusă în acel plan. Deci dacă o dreaptă de e paralelă cu un plan atunci ea este paralelă cu orice dreaptă inclusă în acel plan. De paralelă cu orice. Nu. De atunci de paralelă cu A inclusă în alfa oricare ar fi A. Nu? Asta înțeleg eu. Deci, dacă pare cu un plan,
Iar părerea cu orice dreaptă din planul respectiv. Poți să dăm profesor, mă demonstrăm. Să demonstrăm, da? Uh-huh. Mai întâi trebuie să simțim problema asta. Deci să demonstrăm, zic că vreau și... Justificarea. Păi normal că asta este o... Păi tocmai ce am discutat și eu fost clar la teoria asta, da. Nu? Dacă dreapta este paralelă, nu? Da. Cu un plan, atunci e paralelă. O dreapta e paralelă. Orice dreapta din orice plan, dacă demonstrăm că e paralelă cu aia... Da, așa era, exact așa cum e asta atunci. Am avut invers, dacă o dreaptă este paralelă cu cine? Cu o dreaptă dintr-un plan. Atunci dreapta, aici planul e paralelă cu... Atunci dreapta e paralelă cu planul. Dreapta e paralelă cu planul, planul e paralelă cu dreapta. Dar aici trebuie să spune, e problemă foarte importantă. Dacă o dreaptă e paralelă cu un plan, hai să ne închipuim așa. E paralel cu planul. X-ul meu. Uh-huh. E paralel cu planul. Uh-huh. Atunci, ea e paralelă asta cu orice dreaptă din plan? Dacă demonstrăm că e paralelă cu asta? Da, ia să-ți mișcă așa cu dreapta, uite așa. Și o țin așa. Uh-huh. Mai este paralelă? Nu. Păi, vezi că e falsă. Nu e adevărat că dacă o dreaptă e paralelă cu un plan, ea e... E paralel cu toate dreptele din plan. Că aici orice e da. Orice dreapte din plan. Este fals asta. Și motivul. Cu care este însă paralelă? Cu ce paralelă că ea? Ei, ca să o găsim pe aia paralelă, prin asta, ducem niște plane. Ai vină tot la mine. Vine și cu foaia. Cu caietul. Uite ce facem. Dacă e perpendiculară, e paralel cu planul, prin asta e pot duce foarte multe. Ține tu pe ține, 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 nu poate. Da. Mai ales cu... deci dacă e dreapta e paralel cu planul, vină mai în spate ca să vadă așa de. Deci dacă dreapta e paralel cu planul, atunci, prin dreapta asta, el pot duce multe plane. Uite, rotesc, da? Există și un plan care e paralel și nu se mai adarge un punct comun cu planul de jos, dar ori de câte ori intersectează, o intersectează după o dreaptă, dreapta asta intersecție, care e inclusă în ambele plane și în alt spate de jos. Da. Deci, o intersectează după o dreaptă care e paralelă cu dreapta asta. Cu alte cuvinte, dreapta pixului tău, care e, să spunem, ca urmare a intersecției, da? Pe închietul acolo, sunteți, da? Aceea e paralelă cu dreapta dată, din plan. Deci, există o parte de dreapte. Uite, acelea care au intersecții. Da, da, nu toate. Deci nu toate, e falsă. Orice dreapte. Da, da, da. Nu orice dreapte e inclusă în plan. Bun, și cum se duce? Păi, zicem așa. Vom gândi în felul următor. Adică dreapta de paralel cu planul, există planul beta, care trece, ăla care am tot dus eu, nu? Care trece prin, care conține BD. Deci există un plan beta, așa că de inclus în beta, da. De asta inclus în beta, și dacă beta intersectează
pe alfa după o dreapta a mic, acea dreapta a mic este și în planul alfa și în planul beta și numai dreapta a mic este paralelă cu dreapta a mic, dreapta de intersecție este paralelă cu dreapta de... Da? Da. Nu cu toate, numai cu acele rezultate ale intersecției. Hai să scriem și noi. Deci D paralel cu alfa. Dar de inclus în beta. Există beta, planul beta, așa încât de să fie inclus în planul beta, da? De inclus în planul beta. Dacă A egal cu beta intersectat cu alfa, adică dacă notăm cu A intersecția celor două plane, delta și alfa, așa stă dreapta mic, este și în beta, este și în alfa. Rezultă că A este dreapta de intersecție, se vede de aici, A este inclusă în planul alfa. A inclusă în planul alfa. Iar fiindcă D era paralelă cu planul alfa, am avut așa, D paralel cu planul alfa, rezultă din cele două că D e paralelă cu A. Deci, cu cine este paralel? Doar cu acele drepte rezultate ale intersecției lui beta cu, nu cu oricare. Deci, vedeți, am arătat astfel că numai cu dreptele care rezultă numai intersecției lui beta cu alfa. Și nu e adevărat cu oricare A. Că în planul alfa, în planul alfa, pot duce o sumedenie de drepte. Corect. Nu cu oricare. Răspuns corect, D e paralelă cu A, dacă și numai dacă A este rezultatul intersecției lui beta cu alfa. Cu alfa, da? Beta cu alfa. Așa că la întrebarea asta, fiindcă mă încarcă cu o obligație maximă, când zice oricare, oricare dreaptă, spune un răspuns fals. Răspunsul este fals. Nu cu orice dreaptă, ci doar cu orice. Este suficient să găsești una din planul alfa, una care să nu fie paralelă cu A. Și atunci, gata, am făcut de procare. Una și răspunsul dat peste afirmația proastă. B. Dacă o dreaptă este paralelă cu un plan, atunci ea este paralelă cu o infinitate de drepte incluse în acel plan. Dacă o dreaptă este paralelă cu un plan, atunci ea atunci este rezultă paralelă, de paralelă cu o infinitate de drepte incluse în acel plan. Paralel cu A inclusă în planul alfa, A în număr infinit. Da? Deci e vorba de un număr infinit de drepte. Deci dacă o dreapte pare un plan... Foarte, să știți că nu. Păi la punctul ăla. Că tu eu văd pentru toate cele care au intersecții. Atât. Da? Și sunt o sumedenie de o infinitate. Sunt o infinitate de drepte. Și de aia nu-i fals. Deci nu-i fals. Este adevărat asta, da? Este adevărat, demonstrat. Da. A. Punctul A. Punctul A. Așa. Pentru că prin dreapta păi de... Și dacă dreapta aia e așa și aia e așa? Păi dar n-am spus cu toate. Cu doar infinitatea din mulțimea drepturilor de aici, cu doar infinitatea care rezultă la intersecții. Deci cele două plani, planul alfa și planul beta. Planul beta, nu? Că prin planul beta. Asta. Păi uite, eu am planificat cu tine așa și eu insist pentru tine și pentru toată lumea. Mai iau încă o dată, din urmă de mine, ca să ne înțelegem. Bă, dar ce dai? Șotul ăsta de trei ani, patru ani. Ce? Aduc ai tu ceva? Da. Aduc ai tu? Da, aduc și ai tu. Pentru că a dat o figură, ce nu mai vin.
O fac, fac și figura, fac și figura, dar acum mă interesează să aibă ei imaginea în spațiu. Vezi? Eu prin planul, țină tu asta, prin planul ăsta pot duce foarte multe plane. Da? Unul singur mă deranjează. Ăsta care e paralel și numai are intersecții. Planul, deci prin dreapta D, pot duce un plan care e paralel cu planul alfa și nu am nicio dreaptă. Dar în rest... Poți să-l întorc. Cu ăsta, dacă l-am înclinat un pic, se intersectează cu ăsta și îl dă o dreaptă paralelă. Da. Și mișcarea lui făcută generează foarte multe drepte. Cu infinitate. Cu infinitate drepte. Vezi, va fi așa, mică. Cu una gata. Dreptul acelui va rămâne cu asta. Da? Deci sunt o infinitate. Nu generează pe celă. Deci nu generează dreptul celă. Nu mă interesează, dar am infinitatea. Nu mai cu o singură dreaptă paralelă. Cu toate dreptele. Toate dreptele care sunt generate și sunt incluse aici, paralele cu dreapta asta. Pe scurt, tot ce am făcut acum, poate fi arătat în felul următor. Printr-o... Uite, să văd. Pe o secretă. Așa. Uite, adică. Cum se face? Facem așa. Planul. Aha. O dreaptă de care e paralelă cu planul alfa. Și pe aici duc plane care se intersecteze. Plane beta prin dreapta respectivă, care se intersecteze planul, da, după o dreaptă, când o intersecta, se duce și mai jos, nu? Așa. Și văd de desubt aici, precum dacă se văd. Așa, și mă duc mai jos. Și atât, așa. Deci ai rezultat dreapta de intersecție, se duce mai mic. Aceste drepte de intersecție generate din intersecția lui beta cu alfa, mișcându-l, așa vine o sumedenie de drepte paralele. O altă dreaptă, dacă l-am mișcat un pic, o altă dreaptă mișcată. Da. Și că câte astfel de drepte generează anul? O infinitate de drepte. Da? Deci a sesizat cum cei ce am făcut noi în spațiu cu caietul același cu planele. Ăsta este alfa care stătea pe pieptul meu când am arătat. Celălalt care l-ai dus tu, Miruna, prin planul beta, celălalt caiet, prin dreapta T. Și la intersecție au apărut dreptele amic. Acestea toate sunt paralele cu dreapta D. Și generează infinitate de drepte. Ce? Ce? Deci da. Este adevărat, nu? Adevărat. Deci adevărat asta. Așa, deci valoarea de adevăr, A, și aici este fals. Ce? Dacă două drepte diferite sunt paralele cu același plan... Ce? Dacă două drepte diferite, D1 diferite de D2, D1 paralel cu alfa, D2 paralel cu alfa, atunci... Atunci, cele două drepte sunt paralele între ele. Cele două drepte sunt paralele între ele. D1 paralel cu... Dar de la geometria plană, dacă D1 era paralel cu el și D2 paralel cu el, o să nu rezultai cu D1 egal cu D2 sau D1 paralel cu D2? Dacă două drepte paralele cu? O dreaptă. O dreaptă, dar și cu planele. Deci noi avem două drepte. Da, este că sunt paralele. Păi, hai să trebuie să justificăm de ce sunt ele paralele. Păi dacă de la ce paralele... Simți că este corect, nu? Da. Ar fi adevărat. Ia să tot așa o să facem... Tot insist pe imaginea... Îmi trebuie două drepte. Două pixuri. Două pixuri.
Deci adică ține tu asta. Ține deci am așa, un plan. Ține-o corectul. Lasă-l așa vreau să ții ca să fie pentru faptul meu vizibil. Deci, un plan și două drepte oarecare care sunt amândouă distincte. Deci, nu sunt... De unul și de doi sunt distincte. De unul și de doi. Despre cele două știu despre paralele cu planul. Nu-i varianta asta să înțepe și asta să fie paralelă. Nu, amândouă sunt paralele. Amândouă sunt paralele. Deci, paralelă cu planul și paralelă cu planul. Și atunci ele sunt paralele între ele. Da? Deci două drepte paralele cu un plan. Da? La fiecare paralel cu planul. Înseamnă că dreptele sunt paralele între ele. Dacă una intră pelicula, o să mai paralelă. Deci, nu pe pervăr, chiar dacă are intersecții, da, poate. Da, da, are intersecții. Da, nu trebuie să o explic pe pervăr. Cum am justificat noi asta? Prin... Nu dăm plan cu X. Pe care să nu dăm cu X? Pe plan cu alfa. Cu alfa, asta. E bine, dacă D e paralel cu alfa, putem duce un alt plan aici, care să intersecteze pe alfa, după o dreaptă, știm noi, după o dreaptă care va rea cu dreapta dată, ar fi și un alt beta care se duc și de, după altă dreaptă, și atunci cele două drepte devin paralele, că au niște corespondente, să spun aici, drepte în planul acesta. Și aceste două drepte devin paralele și ele determină un plan, care îi paralel cu planul dat. Da. Deci, fiindcă acestea devin paralele din una, fiindcă devin paralele, ele, cele două drepte, generează un plan. Pe cine generează? Pe planul ăsta, așa, pe cel de-al doilea plan îl generează, cele două drepte, da? Și planul ăsta e paralel cu planul celălalt. Dar două drepte poate să formeze un plan? Două drepte? Paralele. Două drepte paralele. Dar nu știu, îmi spui de unul și de doi că sunt paralele. Păi, ăsta este... Păi tocmai, demonstrăm că de unul e paralel cu de doi și atunci ei formează și un plan care sunt paralele. Deci de unul și de doi formează un plan. Planul acela, știi, prin de unul, eu prin de unul puteam să duc o infinitate de plane. Și pe planul acela paralel cu planul dat. Și pe planul acela paralel cu planul dat. Acel plan paralel cu planul dat conține și pe dreapta de doi care era plan paralel cu planul la început. Hai să vedem cum argumentăm. Deci, ea este adevărată, nu? În cap de discuții. Fiindcă de unul e paralel cu alfa, așa, la punctul B, dacă avem o dreaptă paralel cu un plan alfa, există o infinitate de drepte în planul respectiv, care să fie, cum, să genereze la intersecții drepte amic, incluse aceste legi, da? Drepte amic din planul alfa, care sunt paralele cu dreapta dată. Și atunci putem așa merge. Plecăm cu D1 paralel cu asta. Rezultă, există beta 1. Există planul beta 1. Așa încât de 1 inclus în beta 1, de 1 inclus în beta 1, da? De 1 inclus în beta 1, beta 1 intersectează beta 1
intersectează pe alfa și egal cu dreapta a mic, egal cu dreapta a mic, și din asta două, D1 e paralelă cu a mic. Nu? Deci beta 1 intersectează pe alfa după o dreapta a mic, care e punctul B. Așa. Există multe plane de acestea. O sumedenie. Pe de altă parte, D2 fiind paralelă cu alfa, există un plan beta 2, tot la punctul de mic, beta 2, așa încât beta, așa încât D2 să fie inclus în celălalt plan beta 2. Beta 2 intersectează alfa egal cu punct dreapta de mic, de data asta, cu altă dreapta de mic. Așa, da, așa. Și din asta înseamnă că D2 e paralelă cu B mic. Da. Dar fiindcă A și B sunt în planul în care A și B sunt din intersecție, nu? Da. În alfa. A și B sunt incluse în planul alfa. Iar de 1 și de 2 erau paralele cu alfa. Da. Da. Rezultă de aici că planul beta, beta 3, determinat din D1, D2, este chiar paralel cu planul, cu care plan? Cu planul alfa. Pentru cele două drepte, D1 și D2, D1 și D2 erau paralele cu planul alfa, și atunci beta 3 determinată de cele două plane, de cele două drepte, vor fi planul acela, va fi planul paralel cu alfa. Am încercat să conduc acționamentul pe baza ceea ce aveam mai înainte, că dacă o dreaptă paralelă cu un plan pot duce o sumedenie de plane prin dreapta respectivă, care se determină intersecția lor, se determină drepte, deci există o infinitate de astfel de drepte, în urma intersecției. Și acum, din infinitatea aceea, mi-am luat un plan beta 1, care mi-a dat pe dreapta A, un plan beta 2, care trece prin D2 și mi-a dat dreapta B, cele două drepte A și B sunt de trei intersecții, sunt în planul respectiv, sunt paralele între ele și mă duc și pe varianta, dacă două drepte D1 și D2 sunt paralele cu o dreaptă din plan, pentru că am să duc dreapta aceea, să fie tot A aici, două drepte paralele cu A al treia, sunt paralele între ele. Deci asta ar fi acel moment. Da. Punctul D. B. Dacă dreptele A mic și B... Deci ce spune ce răspund de aici? Adevărat. Adevărat. Ce spune? Dacă dreptele A mic și B mic sunt paralele între ele... A și B. Deci A paralel cu B. Și dreapta A este paralelă cu planul alfa. A paralelă cu alfa. Atunci dreapta B este inclusă în planul A. B inclusă în planul A. Deci dacă două drepte A și B sunt paralele, ele generează două drepte paralele și fac tot timpul. Hai să facem demonstrație aici. Da? Deci dacă A e paralel cu B, rezultă că există unic planul AB. Există AB. Planul determinat de cele două. Două drepte paralele. Determină un unic plan. Există unic AB. Da, și cum A? Cum A inclus, A inclus în alfa, înseamnă că AB, AB, AB este chiar planul alfa.
Planul alfa este chiar AB. Atunci și B a poate fi sigur că la rezultă că B inclus în A. Da, și e adevărat. E adevărat, sigur. Deci le luăm raționamentul. Zicem așa. Cum două drepte paralele determină un unic plan al celor două, iar una din drepte este inclusă în planul alfa, așa ne zice ipoteză, da. Înseamnă că planul AB coincide cu planul alfa. Și atunci și B este inclus în alfa. Deci adevărat. Da, e adevărat și asta. Bun. E. E. Printr-un punct exterior unui plan dat, putem duce o infinitate de drepte paralele cu planul dat. Da. Printr-un punct exterior unui plan dat, putem duce o infinitate de paralele. O infinitate de drepte paralele cu planul dat. Așa. Ia să vedem cum gândim aici, este... Haideți să... Așa, aici mai sus. Așa. Deci, avem că... Printr-un punct exterior unui plan dat. Deci, avem un plan și un punct exterior. Uite așa gândim. Printr-un un punct exterior și un, și un punct exterior planului dat. Despre planul, da? Da. Putem duce o infinitate de drepte paralele cu planul dat. Deci pe aici putem duce o infinitate de drepte. De drepte paralele deci, cu planul dat. 2, 7, 9, o infinitate. Da, infinitate. Ori așa și, și așa. Deci putem duce... Sigur că da. Și așa. Și așa. E cu planul. Exact. Și putem duce și așa. Da. Important este să fie paralel. Tot timpul paralel. Prin punct putem să ducem. Deci, practic rotim. Exact. Parcă am rotit dreapta asta, prin punctul exterior, și ce generează el dreapta asta? Generează un plan. Exact. Un plan, nu? Deci, da. Practic, generează planul paralel. Cu planul dat. Cu planul dat. Și acolo am o infinitate de drepte. Pentru un singur punct, chiar. O infinitate de drepte. Clar, da? Nu?